spital pe cameră. Cu doamna Larisa Iordache. Doamna Larisa Iordache pentru noi. Domnișoara, momentan, că nu am nimic, ia uitați. Păi și te deranjează că nu ai nimic? Adică ți-ar plăcea să vină, să se pună în genă? Oricărei femei cred că i-ar plăcea acest lucru, dar nu lăsăm, nu ne grăbim. Mi-a cred. Făcut domnul Alin Gălățescu semn că vrea să facă și dumnealui o poză și am... Scuzați-ne, da. Scuzați-ne! Ne scuzați, domnul Gălățescu, că stăm și noi aici, facem o treabă. Deci, despre inel. Vrem inelul sau nu vrem inelul, Larisa? Orice femeie își dorește inelul, dorim, da. Îl așteptăm, da. Nu ne grăbim pentru că nu avem de ce să ne grăbim. Da. Lucrurile, timpul trece, ne cunoaștem din ce în ce mai mult și cred că funcționează foarte bine. Ok, am înțeles. Vara asta, uite, știi că e sintagma asta cu dragoste dovară? Așa. La tine e dragoste dovară sau consideri că o să rămâi cu băiatul ăsta pentru totdeauna? La mine nu funcționează cu dragoste de vară, dragoste de ceva timp. La mine dacă e și sper din suflet ca lucrurile să meargă la fel cum am mers până acum și asta simțim amândoi, că o să meargă lucrurile spre bine și ne dorim lucruri și să facem chestii împreună. Asta cred că e cel mai fain într-o relație. Pentru că știi de ce te întreb lucrurile astea? Pentru că recent fosta ta colegă Cătălina Ponor s-a măritat. Da. Și cumva cred că e un milestone pentru orice femeie, mai ales când vezi o fostă colegă, a fost colegă de generație, da, cu tine. Nu, de generație cu mine, am prins-o și eu, uh-huh. Pentru că una s-a întors, una era acolo în pregătire, da. Dar într-adevăr îmi pare foarte rău că n-am ajuns la Cătă, pentru că am avut tot o nuntă în acea zi și am văzut domnișoară de onoare, nu aveam cum, am vorbit cu ea și a zis, stai liniștită, nu te panica, e în regulă, ne vedem noi la o cafea, dar m-am bucurat pentru ea și bineînțeles că fiecare dintre noi ne dorim, mai ales că ne înțelegem cu toate și mai ales că ne întâlnim la o cafea și să mâncăm ceva bun și de calitate, stăm și discutăm despre lucrurile astea, pentru că gimnastica gata, s-a terminat pasul acesta, urmează viața normală. Auzi, dar tu în momentul în care îți proiectești un copil la un moment dat, nu? Adică te gândești. Normal, normal. Okay. Ți-ai dori ca ăla mic, slash aia mică, să urmeze cariera pe care tu ai avut, adică nu știu, mă gândesc că fiecare părinte cumva își proiectează niște lucruri la un moment dat în mintea lui despre un posibil copil. Da. La tine cum o să fie? Sau la voi? Că și el e sportiv din câte este sportiv, da. Cred că o să mergem tot pe nișa asta de a fi sportiv, însă nu o să forțăm cu absolut nimic, cu siguranță. Eu știu vorba aia lui mama, Dumnezeu să ierte, decât să stea copilul să bată mingea în fața blocului degeaba, mai bine o bate cu folos. Și o să încercăm lucruri de genul, o să încercăm să mergem pe sport și o să-l împingem spre ceea ce o să-i placă. Dar, bineînțeles, nu o să-l forțăm niciodată, pentru că nu cred că lucrurile ies atât de bine în momentul în care forțezi un copil. Și trebuie să-l lași pe el să-și dezvolte creativitatea și abilitățile lui motrice în modul lui. Să nu-l grăbești cu absolut nimic și să-l susții. E foarte important ca copilul să fie susținut. Da, crezi că o să fii, tu fiind crescută într-un mediu foarte disciplinat și ușor aspru, între ghilimele, dacă vrei, crezi că o să fii genul de părinte aspru care o să pună între ghilimele nu iaua pe el? No, niciodată, nu. Nu, probabil o să fiu mai strictă, dar Cristian completează din partea cealaltă, că el e mai așa, mai chill, că... Na, bărbații așa sunt în general. Ok, și pentru că vorbești despre treaba asta, cumva tu ești și cea care se impune la nivel de decizii în cuplu sau se face ca tine, că eu acum trebuie să recunosc o treabă în fața camerei. Noi suntem ușor influențabili de către dorințele voastre. Ușor influențabil, dar dorințele noastre sunt unele bune, cu intenții foarte bune și atunci cred că funcționează spre bine totul. Dar las tot timpul loc de a fi o decizie egală, o decizie să fim amândoi la același nivel, pentru că până la urma urmelor pe mine mă interesează și părerea lui. Pentru că așa funcționează lucrurile foarte bine. Atunci când eu știu părerea lui și ceea ce contează pentru el foarte bine, cu siguranță lucrurile merg spre bine pentru amândoi. Auzi, da, cumva, și asta chiar e ultima întrebare, relația asta te-a ajutat cumva să treci și peste momentul greu pe care tu l-ai traversat recent? Momentul greu? Da. Recent? Recent, adică mă gândesc că după ce un om își pierde un părinte... Ok, eu am încercat să am o perioadă de timp de 8 luni de zile singură, în care am încercat să încerc toate sentimentele pentru a mă obișnui și pentru a mă adapta eu, pentru a nu intra în viața cuiva cu problemele mele și să îl încarc pe el, pentru că nu este corect, pentru că fiecare dintre noi avem problemele noastre și atunci când un om intră într-o relație, trebuie să-și păstreze probleme pentru el, să discute despre ele, dar cu calm, pentru că în momentul în care tu pui problemele tale asupra persoanei respective, îl încarci pe el prea mult și atunci lucrurile nu mai funcționează așa cum ar trebui. Și atunci eu am încercat în timpul acela să mă găsesc pe mine, să îmi regăsesc abilitatea de a
sta calmă și de a rezolva problemele în modul meu și așa cum îmi convine mie și cum îmi place mie. Și categoric, în momentul în care am decis să intru într-o relație cu Cristian și el la fel, am fost amândoi capabili să vorbim foarte fer și deschis de la început. Și cred că asta pe noi ne-a ajutat foarte mult și mai ales și în ziua de astăzi ne ajută să comunicăm foarte, foarte bine acest aspect, pentru că de la început am fost fer unul cu altul. Plecați în vacanță? Sperăm să plecăm în vacanță, da, vrem și noi să plecăm câteva zile la mare, dar suntem așa pe fugă, el cu treabă, eu cu treabă, el începe campionatul imediat peste o lună, trebuie să se pregătească, eu doar antrenez momentan, însă am antrenamente cu copiii și cumva, fiind câțiva antrenori, pentru că nu suntem foarte mulți, trebuie să facem cu schimbul și atunci trebuie să ne adaptăm și să ne mulăm după programul celuilalt.